Bun găsit, doamnelor și domnilor, marți după amiază, o zi cu soare aici la Iași. Ne gândim la primăvară, la tot ce este frumos, la renaștere, la un nou început de fiecare dată, cu speranță. Dar când ești din casă și trebuie să intri în traficul din Iași, deja toată bună dispoziție dispare. Ne-am obișnuit să cerem și ne-am obișnuit să nu primim, da? Tot cerem ba un spital regional, ba o autostradă sau chiar două, pentru că Moldova merită și încă n-are nicio autostradă. Dar poate că ar trebui, înainte de a cere, să privim puțin așa, folosind un moldovenism, în ograda noastră și să vedem cât de buni gospodari suntem la noi acasă. Să vedem cât de bine ne descurcăm noi în traficul de acasă, de aici, din Iași, și apoi să avem pretenții și de la alții, da? Exemplul bun poate că i-ar influența și pe cei care iau decizii la nivel central. Așadar, vorbim astăzi despre traficul din Iași, despre așa zisul management al traficului, există, nu există, cui folosește, cum se folosește, despre haosul, despre bătăile de cap, despre ambuteiajele de care ne lovim în fiecare zi, despre soluții, pentru că există soluții, și despre cine ar putea să le pună în practică pentru a ne face, așa cum vorbim de fiecare dată, viața ceva mai bună, inclusiv aici, în dulcele Târg al Ieșilor. Așa că astăzi am adus în studio, pentru prima dată în fața publicului telespectator, un specialist în integrarea de soluții de mobilitate urbană Greenway, un concept pe care domnul Decebal Puiu o să ne-l explice imediat. Trebuie doar să vă mai spun că o să facem o oprire și la biroul de management al traficului din Iași, pentru că există, doamnelor și domnilor, un astfel de birou de management al traficului. Managementul traficului la Iași nu este legat doar de mita pe care a luat-o fostul primar Nichita, și pentru care acum se află în pușcărie. Managementul traficului la Iași e un serviciu de ani buni care funcționează, dar cu ce rezultate aflăm imediat. Vom face o oprire și într-o stație de la CTP, da, de la compania de transport public, și vedem cine merge și cine nu merge și de ce nu merge cu transportul public în Iași. Și nu în ultimul rând vorbim și despre o aplicație de mobilitate urbană cu unul dintre creatorii acestei soluții, Gabriel Martinescu. Rămâneți alături de noi și vom afla, așa cum spuneam, soluțiile la ceea ce ne dă bătăi de cap în fiecare zi de dimineață când pornim în trafic. Domnul Decebal Puiu, bine ați venit alături de noi. Management al traficului, da, aparent sună pompos, în realitate ar trebui să fie o chestiune care să ne salveze în fiecare zi și să nu ne mai enerveze de fiecare dată. Da, conține mult mai multe lucruri decât simplu trafic. Managementul traficului nu este un concept. Și nu e doar un birou cu niște posturi, exact, și cu niște șefi, exact. Da? Exact. Managementul traficului conține foarte multe lucruri, inclusiv managementul parcărilor și o mulțime de alte componente. Dacă e să ne referim pur și simplu la traficul și la semafoare, asta este doar una din componentele managementului de trafic. Ca simplu participant la traficul din Iași, cum vi se pare acesta? Ca om care iese să meargă cu autobuzul sau să meargă cu mașina personală, zi de zi, și nu neapărat în pandemie, când ne-am putea gândi că faptul că aproape jumătate dintre elevii din municipiul Iași continuă să facă educație online și stau acasă, la fel și studenții, multă lume continuă să lucreze de acasă, și cu toate acestea, mi-e greu să mă pronunț despre traficul auto, pentru că de 2 ani de zile nu prea mai folosesc traficul auto, folosesc transportul public. Care e integrat în traficul auto până la urmă. Exact, dar traficul, în ceea ce privește transportul public, eu zic că este subapreciat. Transportul public în sine, în Iași, este subapreciat de către comunitate. Eu zic că comunitatea ar trebui să folosească mai mult și mai des mijloacele de transport în comun. Chiar dacă dimineața și după amiaza, la orele de vârf, sunt aglomerații, dar să știți că asta este o problemă generală. Pentru starea actuală și condițiile care sunt în momentul ăsta, eu cred că este bun transportul public în Iași. E o soluție, e o grijă în minus, nu mai ai grijă a mașinii personale. Evident. Care mai trebuie și parcată, pe lângă alte, evident, probleme care apar în trafic. Am să spun ceva acum care probabil va scandaliza. Parcările în zona centrală a Iașului sunt mult prea ieftine. Dar explicați-ne și de ce.
De ce? De ce considerați că sunt prea ieftine și cum ar trebui, de fapt, să fie taxarea acestor parcări din centrul Iașului? Este adevărat că mai trebuiesc amenajate, mai trebuiesc făcute. Dacă s-ar fi creat conexiunea între declarații și realitatea din teren, conform planurilor de mobilitate urbană, începând cu cel din 2011, ar fi trebuit să avem câteva parcări în zona centrală. Și, bineînțeles, taxarea ar fi trebuit să fie diferențiată pe timp, pe, în funcție de cât se stă, ca să-i ajute pe cei care au puțină treabă și să-i descurajeze pe cei care parchează toată ziua acolo. Cu alte cuvinte, dacă ai jumătate de oră treabă, nu, adică ar trebui să plătești undeva la câțiva lei, da? 2 lei, să spunem, da? În schimb, dacă vrei să ții mașina 8 ore cât ești la serviciu, atunci... De 10 ori mai scump. Va fi mult mai scump. Și atunci n-ai să mai vii la serviciu cu mașina personală, ci vei folosi transportul public. E o mare problemă aceasta a parcărilor. Nu văd nimic schimbat de 15 ani, cel puțin în municipiul Iași. Nu văd parcări aduse în oraș. Singurul beneficiu de care a avut parte primăria a fost acela că a transformat parcările de lângă blocuri în parcări pe care le plătim acum către primărie, dar nu au fost niște parcări noi, ceva care să îmbunătățească traficul și tot ce se întâmplă la nivel de trafic rutier. Toate măsurile astea erau încă din primul plan de mobilitate urbană. În cel de-al doilea, din 2015, cred, la fel sunt toate... Deci avem planuri de mobilitate urbană și... Și sunt corect întocmite. Cine le-a făcut și cine le-a aprobat? Sunt plătite prin BERD, cred că, și sunt făcute de un consorțiu într-o companie din București și două companii din Germania. Și obligă cineva autoritățile să pună în aplicare acest plan de... Sau dacă nu-l respectă și nu-l pune în aplicare, plătește cineva pentru asta? Cu nervii noștri, nu? Autoritățile ar trebui să fie obligate de voturile primite să pună în aplicare toate lucrurile astea. Mai ales că mare parte se pot face pe fonduri europene, numai că cineva trebuie să-și facă fondurile astea europene. Dar de ce n-ar vrea să facă? Să se ocupă. De ce nu și-ar dori să facă? Pentru că e un punct dureros în Iași pentru toți ieșenii și ar da foarte bine, nu doar în campanie electorală, ci în viața noastră de zi cu zi, ar da foarte bine să avem un trafic mult mai aerisit, mult mai ușor. Nu cred că pot să vă răspund. De ce e prea scump? Nu sunt oameni pricepuți? Nici o lucrare nu este ieftină de genul ăsta. Ce ar presupune? Ar presupune întocmirea din timp a proiectelor, a dosarelor de fonduri europene. Cele mai multe prevederi și măsuri din primul plan de mobilitate urbană, cel din 2011, se regăsesc și în plus în cel din 2015. Ar fi fost timp să se pornească proiectele. Știți foarte bine că în alte părți ale țării proiectele sunt pregătite înainte de a apărea măsura respectivă de pe fonduri europene, astfel încât ei din primele zile aplică. Noi acum suntem într-un nou început de exercițiu financiar pentru fondurile de la Uniunea Europeană. Cu atât mai mult ar trebui să avem temele pregătite, mai ales după ce ne-a lovit și pandemia. Și un exemplu de bună practică din un alt oraș din România, spus chiar de cel care l-a implementat, este că primele 6 luni sunt vitale în orice mandat, că atunci trebuie depuse toate proiectele. Și trebuie făcute toate diligențele pentru pornit studiile de fezabilitate, proiectele și dosarele de fonduri europene. Cam termină primele 6 luni din septembrie încoace. Primele 6 luni au fost și de la primul plan de plan de mobilitate urbană durabilă și de la al doilea. Da. Însă și comunitatea ar trebui să fie informată mai mult. Și mai implicată. Și implicată, și să înțeleagă, da, că are până la urmă putere de decizie. Acum există o campanie online pe paginile de Facebook în care cetățenii sunt rugați să-și exprime opinia despre cum ar trebui cheltuit bugetul Iașului. Ei, cred că ar fi interesați de asta este un management real al traficului. Suferă de o programare întârziată și de discontinuitate. Orice plan de mobilitate urbană conține o strategie de comunicare care trebuie continuată. Cel din 2015 au avut inclusiv o pagină de Facebook apropo de comunicarea prin medii de socializare cu comunitatea.
au avut o pagină dedicată de Facebook, care chiar așa se numește, PMUD Iași, la care ultima postare este din 6 martie sau 9 martie 2016. Am înțeles. Cred că am spus tot în privința comunicării. Dacă... Și al interesului manifestat de autorități. Autoritățile pentru ar trebui să aibă, cred eu, inclusiv o platformă pe site-ul autorității locale care să extindă foarte mult posibilitățile de comunicare în ambele sensuri. Pentru că autoritățile trebuie să explice comunității cam ce este de făcut. Proiectele astea de planuri de mobilitate urbană sunt corect întocmite, respectă principiile actual valabile, care sunt demonstrate prin implementări și validări în multe orașe din lume, dar nu sunt și aplicate și transformate în realitate măsurile din acest plan. Cum acest tablou privit puțin din exterior arată așa ca un fel de dispreț față de comunitate, de oamenii care i-au ales până la urmă, adică nu ne interesează părerile voastre. Problema e că, într-adevăr, nu suntem toți specialiști în planuri de mobilitate urbană și în management al traficului, dar există printre noi oameni care știu cum ar trebui să procedăm, au soluții. Și în cadrul primăriei știu care persoane care știu cum trebuie procedat. Care sunt bine pregătiți în domeniul acesta și cu toate astea nu reușesc să facă mai nimic. Vorbeam despre punctele nevralgice din traficul din Iași. Da? Lipsa parcărilor, iată, până și felul în care sunt taxate parcările din Iași, lasă poate de dorit, ar fi mult mai eficiente. Evident, și acum este iarăși o mare dezbatere, lipsa parcărilor din preajma marilor spitale din Iași, spitale care sunt în general spitale regionale, unde vin oameni, vin pacienți din toată Moldova, din toate județele Moldovei. Și din jurul oricărei instituții. Și absolut de peste tot. Și cu toate acestea nu există parcări și nu de azi de ieri. Adică aceste spitale sunt regionale dintotdeauna. Apoi vedem că Iașul e străbătut în continuare de traficul greu, de tiruri, de camioane. Partea asta revine centurii și centura cred că nu mai ține de municipiu, ține de Consiliul Județean. Sunt anumite puncte unde la prima ora dimineții, după amiaza și în alte intervale orare, ambuteiajul e la ordinea zilei. Da? În general, acum intrările în oraș, dimineața și ieșirile din oraș, da? Când ne întoarcem de la serviciu sau de la școală, cei care și-au făcut case în zona metropolitană, să spunem, a Iașului. Ce se întâmplă în aceste zone? De ce s-a ajuns în situația asta? Este depășită capacitatea de transport a drumului. Până în aproape de 90% din capacitatea drumului, traficul încă se desfășoară. După aia crește asimptotic gradul de blocare și se blochează foarte rapid. Sunt soluții pentru aceste gâtuiri ale circulației, aceste ambuteiaje? Sunt soluții, dar nu sunt pachete de soluții, de fapt. Pachetele de soluții sunt prezentate în planul de mobilitate urbană durabilă, bineînțeles, pentru că de la el plecăm. Absolut. Sunt trei scenarii. Un scenariu minimalist, în care doar să se reabiliteze o parte din infrastructura existentă, un scenariu 2 în care se adaugă niște elemente și un scenariu 3 care este scenariu optimist, la care până în 2030 ar trebui să fie puse la punct cam toate lucrurile. Dar totul merge în paralel și cu educarea comunității, care din păcate nu prea o avem la ora asta. Dar s-a făcut vreun pas în această direcție? Da, au mai fost... Nu doar educația populației, ci de punerea aplicare a acestor prevederi din planul de mobilitate urbană. Da, s-au făcut câteva, dar foarte puține și foarte întârziate. Erau reabilitarea căilor de rulare pentru tramvaie, erau prinse până în până acum câțiva ani trebuiau terminate. Da, să știți că s-au mai reabilitat acum câțiva ani. Dar nu toate, care erau trecute în planul de mobilitate. Dar pentru că s-au deteriorat imediat ce s-a făcut recepția lucrărilor, acum au intrat din nou într-un proces de reabilitare. Ca așa e la noi. Bun, haideți, vă propun să mergem împreună. Vreau să mai adaug faptul că o altă problemă a planurilor de mobilitate urbană
este monitorizarea lor și comunicarea în privința monitorizării. Adică acolo în planuri sunt etapizate niște măsuri care trebuie implementate și la sfârșitul fiecărei etape trebuie verificată implementarea lor. Ce s-a făcut, cât s-a făcut, cum s-a făcut? Lucrul ăsta nu a existat. Nu a existat. Sunt curioasă cum arată acest birou de management al traficului din Iași, care a născut suficiente legende, nu neapărat dintre cele mai plăcute. Este acolo colega mea, Steliana Orășanu, și ne va povesti despre cum funcționează un astfel de birou, cum intervine, ce face, cum ne ajută și dacă într-adevăr ne ajută. Steliana, dacă ne auzi, ești în direct. Sper Bună că n-ai ziua, parte de niciun ambuteiaj. Da. Bună ziua, Maria! Din fericire nu am avut parte, dar știm că ne putem confrunta aproape în fiecare zi cu astfel de situații deloc plăcute. Și da, în Iași există un birou de management al traficului. Am venit aici să vedem exact ce se întâmplă. Poate mulți dintre telespectatorii noștri nici nu știu despre existența acestuia. Alături de mine este Răzvan Cazuc, șeful biroului de management al traficului din Iași. Bună ziua! Vrem să știm în primul rând care sunt ocupațiile oamenilor de aici. Ce fac ei când vin la serviciu? Bună ziua! Mă numesc Răzvan Cazuc, șeful de la managementul de trafic. În prezent avem 6 angajați din partea primăriei Iași în acest birou, împreună cu încă 20 din partea poliției locale. Practic, acest birou funcționează ca o metodă de reglare a semafoarelor, de a fluidiza traficul cât mai bine, cât și într-o anumită parte de dispecerat în caz de urgență. În cadrul biroului există dispecerul poliției locale, care asigură permanența cu 4 ture de câte 12 ore și personalul din partea biroului de management a traficului, care se ocupă de partea de semaforizare, partea de sensuri unice și orice altceva ce ține de fluidizarea traficului. În spatele dumneavoastră se văd și o parte din ecrane. Sunt doar câteva dintre camerele care sunt în întregul oraș. Concret, cum sunt monitorizate străzile, semafoarele și până la urmă care știm care sunt nemulțumirile oamenilor, dar cum ar putea să nu mai existe acestea? În spatele meu, într-adevăr, puteți să observați video-ul. În momentul de față sunt monitorizate 59 de intersecții de pe raza municipiului Iași. În același timp, pe partea de hartă interactivă, care este urmărită 24/24, se observă toate intersecțiile semaforizate din Iași din punct de vedere a funcționalității, dacă acestea funcționează sau nu. Ca parte de implicare, noi putem să modificăm diagramele de semaforizare în timp real, acolo unde ni se permite spațiu de stocare. De exemplu, în cazul de față, la această oră, este monitorizat foarte atent intersecția Bulevardului Poitiers cu șoseaua Bucium. Ce înseamnă asta, mai pe înțelesul tuturor? Mai pe înțelesul tuturor. Dacă este un număr foarte mare de mașini dinspre Podul Roș, înspre șoseaua Bucium, de exemplu, atunci putem să modificăm în timp real o diagramă de semaforizare care să ofere mai mult timp de verde celor care vin dinspre Podul Roș, astfel încât să-și poată continua drumul către Bucium. Dar știm, spre exemplu, că la prima ora dimineții este destul de greu să circuli prin oraș, mai mult se stă bară la bară, ai de așteptat în mașină destul de mult. Ce se întâmplă în această situație? Cum ar putea fi îmbunătățite situațiile acestea ca noi, șoferii sau chiar pietonii sau oamenii care merg cu mijloacele de transport în comun să nu mai aștepte atât de mult? În primul rând, va trebui prioritizat transportul în comun. Numărul de mașini în municipiul Iași, mai ales la ora dimineții, este extraordinar de mare. Chiar dacă ar fi o modalitate de a oferi verde la toată lumea fără riscul unui accident, timpul de a trece toate acele mașini prin intersecție ar fi exagerat de mare. În momentul de față ne îndreptăm spre ideea de prioritizare a transportului în comun, bandă unică, interzicerea virajelor la stânga, în speță pe șoseaua Nicolina, de exemplu, unde foarte multe mașini, de fapt nu extraordinar de multe, dar suficient de multe cât să încurce tramvaiul. Virajul stânga dinspre linia de tramvai, înspre străduțile adiacente, blochează mijlocul de transport în comun. În sensul oamenilor care folosesc vehiculele personale.
Am modificat chiar recent în Podul Roș, am implementat o nouă diagramă de semaforizare, sper că se observă. Coada s-a mutat cu aproape două intersecții. Dacă coada pe șoseaua Nicolina începea de undeva de la Bulevardul Poitiers, acum este undeva la strada Sălcilor, la Lidl Nicolina. Partea de Bucium, la fel, avem un coleg care vine de dimineață, cel care verifică starea de funcționalitate a semafoarelor. Acesta comunică în timp real cu poliția locală care se află în teren pe strada Bucium și modifică diagramele astfel încât să nu creeze ambuteiaj și să permită cât mai multor mașini să pătrundă în intersecție și să-și continue drumul. Cum comunicați cu participanții la trafic? Aveți un feedback din partea lor? De obicei, aceștia trimit sesizări scrise sau pe City Report. Noi le răspundem la aceste sesizări. Spre surprinderea mea, nu există foarte multe sesizări negative. De obicei, când ceva merge bine, nu prea auzi despre lucrul ăsta. Când ceva merge rău, sesizările curg. Dar nu prea avem în aceste condiții. Avem întrebări și Maria, să te rog să mi le adresezi ca să le pot comunica mai departe, te rog. Mulțumesc, Steliana. Domnule Deceval, ce nelămurire aveți? Da, bună ziua. Vreau să văd dacă am înțeles bine. Dumnealor monitorizează intersecțiile critice și dacă văd că este o problemă cu un trafic mărit acolo, modifică timpii pentru a fluidiza traficul. Am înțeles bine? Fluidizația traficului. Dumneavoastră vă ocupați de timpii de așteptare. Dumneavoastră schimbați, practic, timpii de așteptare dacă este nevoie. Este o întrebare din studio, dacă am înțeles bine. Da. Deci noi putem să modificăm diagramele de semaforizare într-o anumită limită, în sensul că putem să punem o diagramă de semaforizare care să favorizeze o anumită direcție. Noi monitorizăm în special Podul Roș, care are un număr de aproape 3500 de mașini pe oră, cel puțin între orele 7:30 și 9:30. Buciumul, cum am menționat anterior, chiar și Independenței, câteva intersecții care tind să se blocheze. Mașinile se pună în așa fel în intersecție încât să nu mai permită circularea celorlalte mașini pe celelalte direcții. Aici ne ajută și poliția locală cu intervenții în teren. Avem nevoie și de ei câteodată, dacă se forțează o culoare, rămâne un tir, de exemplu, este un caz destul de frecvent pe șoseaua Bucium. Dar în cât timp ar deveni, practic, managementul traficului funcțional așa, la standarde înalte, să spunem? Acest proiect este un pic mai vechi. Proiectul a fost din 2009, acesta a fost terminat de implementat la începutul anului 2016. Tehnologia există, dar poate nu la nivelul numărului de mașini pe care îl avem în momentul de față. Puțin depășită? Nu neapărat depășită, dar numărul de mașini nu ne mai permite să facem o fluidizare așa cum ar trebui, considerând infrastructura pe care ne aflăm în momentul de față. Deci trebuie să ne uităm spre mijloace de mobilitate alternativă, biciclete, transport în comun, etc. Maria? Steliana, eu acum aș avea o întrebare de pieton. Știm că la semafoare sunt acele butoane pe care le pot activa pietonii. Da, apăsăm pe ele ca să se întâmple o minune, să se facă verde și să putem traversa mai rapid. Funcționează? Le bagă cineva în seamă? Apăsăm degeaba pe acele butoane? Ce se întâmplă cu acele butoane? Practic, eu n-am simțit nicio eficiență a lor, sincer. Va trebui să spun mai departe, așa că am să repet pe scurt. Există, ca pieton vorbesc în cazul acesta, există acele butoane la semafoare. Ele funcționează sau nu? Pentru că de multe ori știm, și eu am pățit asta, m-am dus, am apăsat, dar nu s-a întâmplat practic nimic. Am fost nevoită să aștept în continuare până s-a făcut verde. Butoanele pietonale funcționează la treceri de pieton liniare, adică în momentul în care nu avem o intersecție. Un exemplu ar fi pe Nicolae Iorga, pe Bulevard Nicolae Iorga, sau pe Costache Negri, lângă Moldova. În restul intersecțiilor, diagrama este statică, chiar dacă este apăsat butonul sau nu, va fi verde la pietoni, eventual, adică la un moment dat. Adică, practic, tot va trebui să așteptăm. Nu se întâmplă nimic instantaneu, așa, dar așteptăm cât e necesar. Stăm cât e nevoie. Da, așa este. Maria? Am înțeles. Mulțumim mult, Steliana. Dacă mai ai ceva de lămurit,
Mulțumim frumos, acestea au fost informațiile de aici, Maria. Mulțumim tare mult, revenim în studio. Acum, limba română uneori spune mai multe decât și-ar dori unii. Am aflat de la șeful biroului de management al traficului, apropo de întrebarea cu fluidizarea din punctele nevralgice unde apar ambuteiaje zi de zi, am putea fluidiza, dar n-am înțeles dacă chiar fluidizează. Aici probabil e o întrebare retorică deocamdată. Iată, avem un management al traficului plătit foarte scump, și la nivel de bani, și la nivel simbolic, da, acest management al traficului care trebuia să îmbunătățească traficul din Iași, să diminueze poluarea și ar fi trebuit să aducă multe alte beneficii, dar care, iată, într-adevăr, după 12 ani de când ar fi trebuit să fie implementat, se vede depășit de infrastructura care există în oraș. S-a discutat și încă se mai discută foarte mult și despre zona Podul Roș, acolo unde primăria propune niște pasaje supraterane. Dar a apărut o opoziție la această propunere. De ce? Probabil din cauza faptului că pasajele supraterane de la Podul Roș propuse sunt utile pentru Podul Roș și inutile pentru restul orașului. Adică ce s-ar întâmpla dacă ele vor propaga, ar fi aceste pasaje? Vor fluidiza traficul în Podul Roș și vor propaga înspre Podul de Piatră și înspre Tudor Vladimirescu aglomerația. Adică vor apărea alte puncte nevralgice, nu? Care vor trebui și ele rezolvate. Tot cu niște pasaje supraterane? Dar care pasaje supraterane care costă foarte mult și care nu sunt chiar așa. Da, în felul ăsta, din intersecție în intersecție, trebuie rezolvat traficul astfel încât să preia totul și obținem o șosea urbană care traversează orașul. După care șoseaua trebuie demolată. Pentru că nu mai acceptă nimeni poluarea și chimică și fonică de la o șosea urbană. De altfel, asta nu e o tendință generală. Nu mai acceptă nimeni, spuneți dumneavoastră, dar uite da, că noi acceptăm situația în care suntem. Săptămâna trecută, joi, statul Louisiana a alocat peste 30 de miliarde de dolari pentru demolări de șosele urbane. Avem chiar un filmuleț cu astfel de pasaje supraterane demolate, da? Deci alții au renunțat la această variantă a pasajelor supraterane, noi le susținem. Asta-i noi, autoritățile, de fapt, vorbim despre propunerea autorităților din Iași. Ele au fost construite în baza paradigmei ofertă la cerere. Deci cerere și răspuns la oferta respectivă. Ori la ora actuală nu mai este asta paradigma de trafic. Iar managementul traficului în sine nu poate rezolva mobilitatea urbană. Mobilitatea urbană ar trebui văzută ca deplasarea oamenilor, a mărfurilor și a serviciilor în interiorul unei zone urbane. Ori asta nu este nevoie neapărat să se facă cu automobilul, ci să folosească mijloacele alternative. Cum v-am spus, transportul public din Iași, care deocamdată stă bine, dar este loc și acolo mult de îmbunătățit, pistele de biciclete, absolut, absolut, care sunt sublime, bicicleta, dar este noul mijloc de transport în toată Europa și să în America. Știți că nu este un moft cu pistele de biciclete. Nu. În studiul ăla despre fericire, început în 1938 la Harvard în Statele Unite, de prin anii 70 au început să fie integrate componentele astea de mobilitate urbană. Și până la astăzi, în 2021, răspunsul este că cei mai fericiți participanți la trafic sunt bicicliștii și pietonii din zonele urbane. Și au gradul cel mai mare de satisfacție și anume dat de apartenența la o comunitate. Aceea bicicliștilor, acelor care merg pe jos și așa. Beneficiile sunt clare. Adică, în primul rând, pentru sănătate, în al doilea rând, economie, da? Al treilea rând, lipsa nervilor. Dar la Iași, un biciclist înseamnă să fii biciclist sau să încerci să fii biciclist pe străzile din Iași înseamnă un stres fantastic. Păi, pentru că lipsa siguranței în trafic e copleșitoare. Asta în primul rând. Nu mai vorbim de lipsa acestor piste de biciclete făcute profesional. Adică există un normativ. Am băgat câteva milioane de euro, tot din fonduri europene, tot printr-un proiect Arhimede, mi se pare, de câțiva ani implementat aici la Iași și am făcut niște caricaturi de piste de bicicliști care trec prin mijlocul trotuarelor, care ocolesc stâlpii, care
Există un normativ românesc pentru treaba asta. Prima dată a fost elaborată în 1979, a fost reactualizat în 1991, este STAS 10144, în care sunt specificate datele tehnice despre cum ar trebui să arate pistele de biciclete. Ne mai vorbim de faptul că din 1991 până în 2021 sunt 30 de ani și ar trebui adus la zi și acel STAS. Pistele actuale de biciclete nu corespund nici măcar acelui STAS, care presupune o delimitare clară, niște dimensiuni, niște lățimi, niște conexiuni și o continuitate a lor și așa mai departe. Și iarăși vin și întreb, răspunde cineva pentru greșelile acestea care s-au făcut cu avizul celor aflați la putere la un anumit moment? Vorbim de milioane de euro, vorbim de... Cred că ar trebui să... Lipsa de respect față de cetățean. Comunitatea ar trebui să sancționeze lucrurile astea. Comunitatea care nu iese la vot și care... Și care probabil nu este încă educată, nu are un spirit civic nici comunitatea într-o nu este democrație educată. Și nu-și cunoaște drepturile. Am făcut rând. Un calcul acum câteva luni, luând acum vreo lună și ceva, luând date despre cât de actuale le-am găsit despre diverse site-uri, PricewaterhouseCoopers, vânzările de mașini second, vânzările de mașini noi, Autovit, statistici. Am încercat să integrez într-un studiu toate datele astea. Și pentru un minim de mașină second, utilizată de, în special de cei din zona metropolitană care vin în Iași, a ieșit un preț de peste 1800 de euro pe an de utilizare a mașinii. Ori abonamentul este de 600 de lei pe toate liniile. Cu autobuzul sau tramvaiul? Cu autobuzul sau tramvaiul. Unde suntem? Dar oare deci, de ce? Și de ce noi nu vor, comunitatea de ce nu vor ieșenii să meargă cu tramvaiul sau cu autobuzul? Pentru că încă nu au toate condițiile, este adevărat, dar ar trebui să pornim și să pornească și de la noi lucrul ăsta. Și noi ar trebui să folosim mai mult transportul public. Încercăm și noi să oprim un autobuz, să facem o legătură telefonică cu șeful companiei de transport public din Iași și să vedem care e situația parcului auto, pentru că dacă e să ne gândim la punctele slabe, da, din analiza aceasta, parcul auto al regiei de transport, fosta regiei de transport public din Iași, este cel mai nevralgic, da? Este. E într-adevăr greu să convingi pe cineva să circule cu tramvaie vechi de peste 20-30 de ani și dacă nu chiar mai mult, mi-e și frică să spun că sunt chiar mai vechi de 30 de ani și unele autobuze la fel. Și e diferența aceasta între autobuzele noi care au fost achiziționate acum 2-3 ani și cele vechi, adică odată ce ai mers cu un autobuz modern, parcă nu-ți mai vine să urci în cel vechi unde miroase a motorină și gazele de eșapament sunt eliminate adeseori chiar în interior. Chiar dacă nu de puține ori încă se întâmplă accidente în trafic în care autobuze noi să mai ia foc, da? Să se mai aprindă. Dar, într-adevăr, transportul public din Iași a făcut și câțiva pași spre modernizare, de a ține pasul cu tehnologia. În sfârșit, ajungi în stație și există acele panouri electronice unde afli în câte minute ar trebui să ajungă autobuzul în stație. Și mai mult decât atât, există trei aplicații online. Here it is, Move it și Trenzy. Așa. Aplicații pe care le putem transit. Seta gratuit pe exact. Orice telefon. Mai mult decât tabelele electronice din stații. Poți de pe aplicație să afli exact cât faci pe jos până la stație și câte minute mai durează până la ajunge. Am observat din experiență proprie că nu întotdeauna 3 minute arătate acolo fac chiar 180 de secunde, ci uneori e ceva mai mult. Dar sistemul se upgradează singur în timp real, pentru că apar ambuteiajele în trafic și atunci normal că trebuie să... Dar e un avantaj extraordinar pentru cine alege măcar din când în când să meargă cu tramvaiul sau cu autobuzul. Suntem acum în legătură telefonică directă cu directorul companiei de transport public din Iași, domnul Cristian Stoica. Bună ziua, mulțumim că aveți răgazul să stați puțin de vorbă cu noi. Discutăm despre
ce ar trebui să însemne un management al traficului la Iași, iar transportul public e evident situat printre priorități. Doar că ieșenii, cel puțin asta este impresia noastră, încă se gândesc de două ori înainte de a folosi mijloace de transport public. Care credeți dumneavoastră că sunt punctele slabe care îi fac pe ieșeni să nu folosească tramvaile și autobuzele? Și apoi vedem și, eu știu, punctele bune și ce s-a făcut în ultima vreme la compania dumneavoastră. Da, acum nu știu, ordinea trebuie respectată, cum ați spus-o dumneavoastră, sau poți? Vreți să începem cu cei bine și să rămânem cu cei rău la urmă? Da, așa mi se pare. Cum doriți. Să fim pozitivi, chiar dacă nu-i bine în perioada asta, da. Sigur. Să fim pozitivi, da. Deci, eu aș spune că pași s-au făcut în direcția accesibilizării transportului public, începând cu achiziția celor autobuze care au un confort sporit pentru cetățenii care folosesc mijlocul de transport. Al doilea pas a fost faptul că autobuzele au trecut să meargă pe banda de tramvai, astfel încât să sporească viteza comercială comparativ cu cea autoturismelor personale. Cert este că nu putem scăpa de un lucru care vine după noi întotdeauna. Faptul că s-au cumpărat autoturisme din ce în ce mai mult și românii au putut să-și permită să-și cumpere un autoturism, lucru care nu este rău. Singura chestie care este într-un fel și afectează transportul în municipiul Iași este faptul că permitându-l toți să-și cumpere un mijloc de transport, asta înseamnă că vor folosi trama stradală. Trama stradală nu se poate dezvolta la nivelul dezvoltării folosirii autoturismului propriu. Și atunci municipiul Iași cu compania de transport a încercat să vină cu niște contramăsuri. Bineînțeles, efectul nu se poate vedea acum, pentru că aceste măsuri trebuie luate complementar. Nu-i de ajuns să faci un transport calitativ și punctual dacă nu îi arăți omului că pentru a parca în centru, și asta nu este invenția noastră, este invenția celor din vest, orașe de mari dezvoltate, ca să parchezi în Viena, de exemplu, te costă 24 de euro, da, în centru. La noi te costă 4 lei sau 3 lei sau 2 lei. Deci măsurile trebuie să fie complementare, da, legate de aceasta, da, pentru descurajarea folosirii autoturismului proprietate personală. Trama stradală nu se va putea dezvolta într-un oraș, pentru că orașul este limitat ca și extinderea străzilor. Da, spuneați de faptul că românii, ieșenii își cumpără mașini, din păcate suntem campionii mașinilor second hand, ceea ce iarăși e o bilă neagră pentru noi, pentru că asta înseamnă poluare masivă și chiar și multe probleme în trafic. Dar în același timp nu avem acele benzi prioritare pentru transportul public. Da, exact așa cum v-am spus, acele benzi s-au încercat a se înfăptui, dar dacă veți vedea la orele de vârf în care autoturismele nu mai încap pe cele două benzi care nu sunt ale tramvaiului, ci sunt doar ale lor, de asemenea o parte parchează și folosesc prima bandă a drumului ca și loc de parcare pentru autoturismul proprietate personală, lucru care nu este ok din punctul meu de vedere. Dar îi amendează cineva pe cei care recurg la astfel de soluții? Păi aici de asta spuneam de un plan integrat de măsuri astfel încât să se descurajeze sau cine își permite să parcheze în centru sau pe banda aceea. Pe de altă parte, domnule director, cu siguranță ați făcut sau ar trebui să faceți studii și să vedeți de ce totuși ieșenii n-ar renunța la mașină, cel puțin atunci când merg la serviciu sau la școală, de ce n-ar renunța la mașină și să meargă cu autobuzul? Adică, clar, de ce nu vor să meargă cu autobuzul sau cu tramvaiul? Că le este mai comod cu mașina, deși... N-aș spune că nu pot. O parte din ei nu vor să meargă. O parte merg. Dar de ce nu sunt mai mulți cei care să renunțe la mașină? Păi mai mult tocmai asta. Ei făcând comparația între cât îl costă să parchezi în centru sau cât îl costă ca să acceseze centrul Iașului. Bun,
Da, aici intrăm, știți cum, într-un cer din acesta, că locuri de parcare n-avem, da? E adevărat că costă poate puțin comparativ cu Viena și alte capitale, dar nici nu sunt locuri de parcare în Iași. Și atunci își asumă și acest fapt și totuși pleacă cu mașina la serviciu sau la școală. Da, eu vă dau un exemplu din zona de centru unde este o parcare foarte mare, la mall-ul cel mare din centru, da? Eu vă arăt că sunt oameni care vin cu mașina și parchează oriunde, numai în acea parcare, care e 3 lei pe oră. Deci ăsta e un mod de a trăi, pentru că el știe că este permis. Problema este, dacă omul va simți și va cheltui mai mult pentru faptul că el vine până în centru cu autoturismul proprietate personală, atunci lucrurile se vor schimba. Dar în același timp, așa cum spuneam discuția anterioară, și parcul auto, cel puțin tramvaiele, ar trebui și la noi aduse mai aproape de... Cu siguranță, dar să știți că aceste tramvaie, de bine de rău, au dus greul transportului electric în perioada după 90, în care n-a fost nicio strategie legată de îmbunătățirea condițiilor de transport în comun. Pentru transportul comun, dacă știți prea bine, ultimele tramvaie achiziționate de noi au fost prin anii 80, Tatra din Praga, și după aceea nu s-a mai făcut nicio strategie. Ba mai mult, s-au desfințat fabricile care mai făceau tramvaie. Da. Și de aceea ele au fost... Iar noi în ultimul an am cumpărat doar second hand. Da, și așteptăm acum vreo 5-6 tramvaie, am înțeles noi, dar vom vedea când o să ajungă. 6 vor fi 32. Anul acesta vor ajunge mare parte din ele în jur de 20 tramvaie noi și vom vedea care va fi impactul asupra călătorilor. Bun, mulțumim foarte mult. Iată, am stat de vorbă cu directorul companiei de transport public. Până și dumnealui este nemulțumit de felul în care colaborează până la urmă autoritățile locale. Da? Suntem nemulțumiți de faptul că se parchează aiurea și blochează banda pentru transportul public, dar în același timp poliția locală ar putea să intervină mult mai des, să-i sancționeze pe cei care nu parchează cum trebuie și lucrurile s-ar rezolva. În condițiile în care și poliția locală și companie de transport public, se află sub aceeași umbrelă la primărie, da? Dar dăm vina unii pe alții, nimeni nu își asumă nicio responsabilitate, nici eu știu, puterea de a pune o decizie în practică, de a pune o soluție în practică și tot noi suferim. Am spus, există o întârziere foarte mare a implementării măsurilor din planurile de mobilitate urbană. Vorbeam despre acest concept de integrare a mobilității urbane Greenway. Da? Și suntem acum prin Zoom, într-o legătură online, video, cu domnul Gabriel Martinescu. Este unul dintre cei care au creat această soluție de mobilitate urbană denumită Greenway. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua tuturor! Ne bucurăm că putem să stăm de vorbă în acest context și să ne spuneți, practic, ce înseamnă acest Greenway, acest concept de mobilitate urbană Greenway. Ce presupune la Iași? În esență, este un sistem de management al traficului, similar poate cu cel prezentat de domnul manager acum câteva zeci de minute. Diferența majoră fiind dată de faptul că reușește să creeze o undă verde în trafic în ambele sensuri de deplasare, simultan și cu aceeași viteză. Simplist vorbind, odată ce am intrat într-un coridor undă verde, respectând o viteză prestabilită, ar trebui să pot circula prin mai multe intersecții consecutive fără a mai opri. Se preciza anterior faptul că apar anumite ambuteiaje în intersecții, cum este cea din Pod Roș sau coloana de mașini blocată la orele matinale ajunge să depășească 2 km undeva din Pod Roș până în zona Nicolina. Dar se întâmplă pentru că un sistem de management care nu ia în considerare aceste intersecții critice, cum este Pod Roș în Iași sau șoseaua care vine din Buciu, și creează sincope pe traseu. Domnul manager preciza la un moment dat că adaptarea sau modificarea timpilor se face manual în timp real folosind informații oferite de poliția din stradă.
soluții de genul ăsta cu greu pot duce la un rezultat palpabil pozitiv pentru participanții de la trafic. Greenway s-a născut undeva în anul 2009. Au fost mai multe discuții, inclusiv cu oficiali ai primăriei în ultimii ani. După care nu am reușit să colaborăm și am ajuns să luăm proiecte pilot. Sunt 3 implementări ale acestei soluții în țară, actualmente care rulează. Unde? Ultima dintre ele a fost făcut în Roman. 2 locații din motive politice nu putem să le menționăm acum. Cea de-a treia făcută în 2020 a avut loc pe centura Romanului, la ieșire din Roman, către Iași. Rezultatele de acolo au fost promițătoare. Suntem încă în teste și calibrări cu proiectul respectiv. La fel este o decizie politică momentan acum care trenează un pic derularea proiectului, să spunem. Dar, după cum am spus, rezultatele pe care le-am obținut sunt mai mult decât promițătoare și asta înseamnă că dacă astăzi, domnul director menționa 3500 de mașini, pot să certific în 2010, când am luat primele audituri pentru intersecția din Podul Roșu, aveam 3600 de mașini pe oră în 2010. Există datele astea și au fost discutate inclusiv cu reprezentanții primăriei de la acea oră, inclusiv domnul Stoica de la RATP, cred că mă cunoaște și aduce aminte de noi. Domnul ne-a ajutat la proiectul pilot pe care am vrut să-l implementăm în 2012, înainte acestui sistem de management cu infrastructura de comunicație fibră optică. A fost o tentativă eșuată, din păcate, în anul 2012 de implementare, din vari motive, și actualmente, în decursul ultimilor ani, am tot lucrat și am tot dezvoltat acest sistem până în punctul în care ajunge să fie un sistem coordonat, integrat de inteligență artificială. Avem algoritmi avansați de computer vision și detecția, spunem, a mașinilor sau a participanților din trafic. Este și un mecanism pe care putem implementa pentru prioritizarea mijloacelor de transport și aici chiar vine în minte exemplu Vilniusului și Ataliumului care amendează practic participanții la trafic care utilizează în mod abuziv banda de transport a mijloacelor de transport public. Mașinile care stau pentru număr mai mare de secunde pe acea bandă sunt filmate și numărul plate-ul, da, numărul de înregistrare mașinii este automat trimis către poliție pentru a da amenzi, în esență. Se pornește un avertisment, dacă se repetă comportamentul participantului la trafic va fi amendat. Astfel, în câteva luni de zile s-a ajuns ca benzile rezervate special pentru transportul în comun să fie aproape libere. Deci, e o măsură coercitivă, de acord, dar la finalul zilei civilizația se face de multe ori prin asemenea măsuri, pentru că, da, trama stradală este fixă. Algoritmul nostru reușește să utilizeze la maxim această capacitate de transport și avem inclusiv un feature pe care noi l-am denumit Community Vision. Acest feature cumva permite într-o manieră publică, pe un wall virtual, accesul participanților la trafic sau locuitorilor din Iași, să spunem, dacă luăm ca exemplu de implementare, și să vadă în timp real care este capacitatea reală de transfer maximă a unui tronson în momentul, să spunem, a orei de dimineață, la ora 8 sau la ora 9, și văzând acel număr, poți lua decizia dacă mai are sens sau nu să mai să spunem, autovehiculul personal pentru a deplasa. Știm foarte bine că un traseu prin Nicolina poate dura și peste o oră, la prima oră dimineții, o distanță de aproximativ 3 km. Și în concluzie, toate aceste soluții care ar putea fi implementate la Iași, mai pot fi implementate? Adică n-ați renunțat? Mai luptați cu decizia politică, să spunem așa? Adică mai e loc de negocieri cu autoritățile și mai aveți vreo șansă să fiți ascultați și să vi se implementeze soluțiile? Întrebare foarte bună. Suntem în continuare deschiși ori cu oricare colaborări, inclusiv domnul manager de la Centrul de Trafic, că ne cunoaște de anul trecut. Am dorit să colaborăm, exprimăm dorința în acest sens. Sistemul nostru, mai mult decât atât, poate funcționa în mod complet autonom, adică se instalează niște echipamente pe care tot noi le producem direct pe intersecții, pe echipamente care controlează lămpile de semafor și avem undă verde în câteva ore pe sectorul respectiv, pe ambele sensuri de mers. Domnul menționa anterior faptul că încearcă să prioritizeze o anumită direcție. Da, este o alternativă, dar gândiți-vă că Greenway reușește să prioritizeze simultan ambele direcții de transport fără a mai afecta, să spunem, sensul sau direcția neprioritizată conform sistemului curent implementat. Mulțumim foarte mult, Gabriel Martinescu, iată unul dintre creatorii soluției de mobilitate urbană Greenway. Pe final de emisiune tragem așa o concluzie, ne dăm seama că lipsa parcărilor și a taxelor pentru parcare, lipsa unei centuri
unei șosele de centură care să fie eficientă. Iată, lipsa unor prioritizări pentru transportul public, lipsa pistelor de bicicliști. A parcărilor de la intrările în oraș. Exact. Sunt foarte multe probleme de care ar trebui să fie mult mai îngrijorați cei care ne conduc. Acum, pe final, pentru că asta mi se pare o soluție mult mai ușor de implementat, să spunem așa, de aplicat, da, și de pus în practică. Vorbeam la un moment dat de faptul că nu prea obișnuiesc ieșenii să meargă cu transportul public, cu excepția pensionarilor care beneficiază, evident, de gratuitate. Dar sunt niște exemple care ar trebui să le dea de gândit, da? Ați venit cu o listă de vedete care nu se jenează să urce într-un tramvai sau într-un autobuz și să meargă acolo unde au treabă. E bine, așa cum Tom Hanks, Anne Hathaway sau mai știu cine pot face lucrul acesta, nu înțeleg de ce ne-ar deranja pe noi și cu ce ne-ar scădea prestigiul dacă vom composta un bilet sau ne vom lua un abonament de transport public. Da, și să știți că am verificat inclusiv... Iată, și Drew Barrymore, da? În New York tot așa se pierde timpul destul de mult cu ambuteiajele în trafic în privința transportului public în anumite zone. Au benzi destinate transportului public, dar ei aleg să facă lucrul ăsta pentru că consideră că n-ar trebui să polueze în plus și să aglomereze traficul. Da. Nu din motive financiare. Exact. Noi la Iași am putea să o facem din motive financiare. Și să mai spunem că s-a aprobat de către Asociația Română de Standardizare faptul că pistele de bicicliști nu mai trebuie să meargă prin mijlocul trotuarelor, să treacă prin mijlocul trotuarelor, ci pe lângă trotuar. Da? Și este vorba de niște ideograme care și trebuie puse în aplicare această decizie, da, cât mai repede și să putem merge și la Iași dacă nu vrem cu autobuzul sau tramvaiul să mergem măcar cu bicicleta, pentru că ne face bine din toate punctele de vedere. Mulțumesc foarte mult! A fost o discuție, măcar așa, de avertizare a ceea ce putem face ca să ne fie mai bine, dar nu facem, din păcate. Și să nu uităm că există niște oameni aleși și plătiți să ne facă nouă să ne fie mai bine și, în continuare, fac tot ce vor ei. Mulțumesc foarte mult! O zi frumoasă de la Iași! Zi bună.